Vă rugăm să vă recomandați. Bună ziua, bine ați venit. Mă numesc Octavian Străuț, reprezint compania CBC România, companie de trading și consultanță managerială strategică, companie de top din piața de trading și consultanță din România. Intervenția dumneavoastră în cadrul acestui workshop a trezit multă încredere printre participanți. Cum voi explicați, cum reușiți să treziți această încredere? Ne bucurăm ca lumea să vadă astfel de lucruri. Când spun și când spune și dumneavoastră încredere, bineînțeles că ne bazăm în cadrul acestui proiect pe parteneriatele foarte solide și pe experiența, expertiza tuturor participanților, tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect, deoarece reușita de până acum a proiectului nu se putea face fără acești parteneri, fără noi toți. Bineînțeles că, vorbind de CBC România, avem trainer, după cum spuneam și în conferință, oameni, experți foarte bine pregătiți, cu peste 10 ani în domeniul managementului ca și expertiză practică. Avem programe, metodologie și mecanisme de implementare a proiectelor și a tuturor lucrurilor pe care le facem în cursurile noastre. În mod normal, șansele de reușită nu au cum să fie decât majore, pentru că ne pasă de ceea ce facem, ne implicăm și acesta este scopul pentru care a fost fondată compania. Acela de a transmite celor cu care lucrăm, companiilor interesate în a-și dezvolta competențe, tot ce înseamnă angajați sau orice alte departamente, persoane implicate din orice alte departamente, să ajungă să aibă un nivel profesional ridicat, astfel încât să se poată descurca oriunde, în orice companie, în orice timp al existenței lor. N-ar fi o problemă faptul că dumneavoastră poate lucrați cu persoane de top și acum veți avea oameni simpli pe care să-i pregătiți? Vă mulțumesc pentru precizare, pentru întrebare. După cum spuneam și în conferință, nu facem diferența între evaluări ale directorilor generali sau cursuri efectuate cu persoane cu un foarte înalt grad de pregătire, ci reușim să implementăm, să ajutăm și oameni simpli din mediul rural, oameni care nu au acces la informație, oameni care își doresc să se dezvolte profesional, pentru că asta ne dorim să facem și reușim să facem acest lucru, chiar dacă nivelul acestor persoane este unul mai scăzut, dar nu nesemnificativ. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc și vă doresc o zi.